Mamele băieții și două fete cucuiete. Sunt aici? Două? Da, este și Raluca, da. Anca și Raluca. Da, o să le luăm pe rând. Începem cu o discuție între Victor și Anca la petrecere și apoi o discuție între băieți după petrecere. Le comentăm pe toate după material. La petrecerea de sâmbătă, Anca și Victor luau o pauză de la dans pentru a-și oferi câteva asigurări de bine. Nu de alta, dar el simțea nevoia. Ce faci? Nu am stat de vorbă numai noi doi. Păi am avut ocazia. Adică am spirat tare să nu răcești, rog, că va trebui să-ți oferă asistența. Ar fi bine. Foarte frumos. Mulțumesc. Cum e, te simți bine? Te-ai integrat? Păi da, chiar nu. Chiar m-am integrat. Tu cum ești? Ți-ai mai devenit? E ok, adică trăiești altceva față de rutina de zi cu zi. Deci, drept, eu știam că ți-am de ziua mai văzut. Da, Dar tu te vezi de aici fericită. Vezi în chestia asta? Sau o faci numai așa, poate... Doamne, ferește, Victor. Pe bune, Anca, te întreb, că, na, e normal să te întreb, cum știu, mă poți întreba orice. Tu ce crezi? Că am venit aici să fac așa cuplu și... ochii tăi și după tonalitatea, da, par foarte... hotărâtă și sinceră. Da. N-am de ce să mint la chestii de genul, adică, fana mea, am trecut deja prin experiențe și... Da? Da. Da, da. Eu am luat chestia asta, ți-am zis, ca pe experiență. Dar la faptul că ne-am cunoscut și chiar a fost o surpriză, eu am venit, zic, bă, vreau să cunosc toate fetele întâi, știi? Apoi, na, văd ce și cum, știi, da? Chiar a fost invers față de cum mi-am propus, fără... voia mea, dar în sensul bun, înțelegi ce zic, adică a fost o surpriză că ne-am găsit așa, din prima. Ce, regreți că nu mai vrei să cunoști alți băieți sau? Nu mă supăr. Eu iau chestii. Deci, mă întreb așa... Sper să iasă totul bine, să nu mă supere. Nu mă văd să fac o chestie care să te supere. Băi, eu mai am glume, să știi, zic de acum. Mi-am dat seama. Ca să nu apare... seama. Eu sunt mai glumeț așa și... înțelegi? Să nu te super sau așa. Păi nu mă supăr, dar știi că aici tot se interpretează. Știu, dar tu știi că eu îți mai glumez și noi păi mă desfărăm orice ar fi, da? Da? Te descoper. Da. Ți-am zis că mă liniștești și eu caut lucrul ăsta la o fată. Refer pe termen lung o femeie care să aibă câte puțin din toate. Păi asta vreau, da? Și în special să ne înțelegem, știi? După ce Victor a zis ce avea de zis, și-a luat iubita de mână mai sigur pe el. Dar și Anca avea câteva întrebări de control. Sunt pregătit să locuiești cu cineva. Bă, dacă am o relație serioasă, da, da, tu? Ce să mă, cum doresc o familie și să fie pentru tot restul vieții. Nu mai vreau să dau greș și... da. Să cad iar jos și să iau de la început. Se pare că discuția inițiată de Anca avea un rost bine socotit, având în vedere un dialog pe același subiect între Victor și Alexandru. Că aici mi-am găsit fata asta în banca mea. Adică... da. Ce-ar fi să spui să plecați? Nu mă gândesc. Să plecăm împreună. Am înțeles că nu știu, cred că în sezonul 3 sau 2 au fost așa cuplu care au plecat. N-au vrut să se căsătorească aici. Da, nu la asta mă gândeam. Acestea fiind spuse, un vedea nu-i ce-o ieși cu socoteala de acasă. Deocamdată Victor încearcă să fie cât mai optimist. Mai mă bulversează. Și nu-i mă să zici că e vreo piesă sau e... Da. Da, costă-i greu. Că la mine e... alta, bine. Păi hai să încercăm să... descălcim împreună. Păi ce să descălcim? Stați un pic. Da. Voi v-ați trezit sâmbătă seara că de fapt era prima dată când ați avut și voi ocazia, ați vorbit, hai să vorbim și noi, că noi n-am apucat până acum să vorbim. Dar voi înainte de asta v-ați declarat un cuplu. Și eu tot vă zic de câteva zile, mă, dar nu v-ați grăbit, că până la urmă puteați să vă sărutați și... era musai să vă declarați atunci un cuplu, tocmai ca să treceți prin niște faze de cunoaștere.
Ce nu știi ce să faci? Ce te faci? Nu că nu știu ce să fac, dar decizia să formăm un cuplu am preferat să o iau de la început ca să avem timp mai mult să ne cunoaștem. Adică decât să formezi un cuplu în ultimele două săptămâni și să poate să te căsătorești cu un om pe care nu-l cunoști deloc. Da, da. Mai bine aveți, încep de la început și până la sfârșit aveți, ai ocazia să-ți dai 4-5 seama. 5 luni în față, adică nu se punea problema acum ori niciodată. Păi da, dar nu se știe cât vom rămâne aici. Aici da, asta, tot e ca, asta e ca povestea cu drobul de sare, știi? Nu se știe. Da, poate, Doamne ferește, se întâmplă ceva și rămânem fără curent. Și zic... Cum adică nu știu ce să zic? Că dacă o stric, o stric... Da, pentru că este o fată deosebită, chiar are o maturitate... Așa... Cred că este printre cele mai mature fete de aici și n-aș vrea să fac sau să spun ceva, să o supăr. Pentru că mi-a stricat o posibilă relație serioasă foarte bună. Da, voi, nu știu... Poate că n-ați vorbit despre asta, că n-ați avut când. Uite, vă provoc acum și chiar vă rog să fiți sinceri. Nu credeți că v-ați grăbit un pic cu declararea cuplului? Eu nu cred că m-am grăbit, nu, sincer. Și eu înțelesesem de la început, adică când ne-a spus dumneavoastră, că din momentul în care te săruți, formezi un cuplu. Da. E o convenție, dar de ce vă întreb? De ce vă întreb? Așa înțelesesem, nu știu, poate am înțeles numai greșit. Din momentul în care te săruți, ești un cuplu, nu? Și atunci de ce mai sunt eu aici să vă întreb? Că tocmai, că uite cum au fost Ana și Marius. Dom'le, hai să mai stăm, stai un pic. Că da, poate te mai fur o întâlnire și te mai săruți, dar stai un pic. Eu nu regret nicio clipă că am zis dacă vreau să formez un cuplu, pentru că m-am justificat mai înainte cum văd eu lucrurile. Fiecare le vede într-un fel între concurenții de aici. Unii poate vor să aștepte 3 luni, alții poate vor să de la început. Da, uite, apropo de cum se vede și afară, o să vă zic un lucru. De ce comentează lumea pe grupuri? Că nu se vede vibe-ul ăla ca între drăgostiți între voi doi. Păi, eu din moment puțin... ce suntem și mai maturi, nu ne putem comporta ca niște adolescenți. Lasă că nu sunteți maturi, aveți 20 ceva, sunteți doi tineri, eu nu sunteți... Eu sunt introvertit. N-am arătat emoțiile în public, adică eu cu fostele mele iubite nu mă sărutam în public, măcar, nu le luam nici de mână. Măcar, eu acasă fac lucrurile măcar astea. Măcar, nu știu, îți bate inima mai tare când se apropie întâlnirea cu ea? Îmi bate și când mă gândesc la ea și sunt acolo. Dar de ce ai zis că să nu plecați împreună sau a fost... Nu. Am zis că nu aș pleca direct de aici împreună la mine acasă. Adică ar trebui, dacă plecăm de aici, să stabilim un pic, bă, care la cine se mută, nu ne facem bagajul și plecăm într-un oraș. Adică în sensul ăsta, nu că nu m-aș vedea plecând cu ea. Ești sigur că știi unde ai venit? Adică e la emisiunea Mireasa, teoretic puteți să ieșiți căsătoriți, vă treziți teoretic, în poartă da, la buftea, nu că nu știți unde să plecați? Nu. Ești căsătorit dacă vrei să faci lucrul ăsta.